Îmbătrânirea este un proces natural al vieții, dar există moduri în care putem încetini acest proces și asigura o sănătate optimă pe termen lung. Unul dintre elementele cheie care joacă un rol semnificativ în menținerea tinereții și sănătății este hormonul fericirii, care poate fi influențat în mod pozitiv prin alimentație și stilul de viață adecvat. Hormonul tinereții, cunoscut și sub numele de hormon de creștere uman, este produs de glanda pituitară și joacă un rol vital în creșterea, regenerarea și repararea celulelor din corp. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, producția naturală de hormon al tinereții scade, iar acest declin poate duce la semne de îmbătrânire, pe pierderea masei musculare, scăderea densității osoase și aspectul pielii. Opt alimente bogate în hormonul tinereții. Pește gras. Peștele gras, cum ar fi somonul, macroul și tonul, este bogat în acizi gras și omega-3 și ajută la la menținerea sănătății celulare, nuci și semințe. Nucile și semințele, în special cele de chia, semințele de in și nucile de Brazilia, sunt surse excelente de aminoacizi și minerale. Ouăle sunt bogate în proteină de înaltă calitate și conțin aminoacidul L-arginină, care poate stimula eliberarea de hormon de creștere uman. Carnea slabă, cum ar fi pieptul de pui sau curcanul, furnizează proteine esențiale și aminoacizi. Afinele, smeura și căpșunile sunt bogate în antioxidanți și nutrienți, care pot ajuta la neutralizarea radicalilor liber și la menținerea unui aspect tânăr al pielii. Spanacul, brocoliul și alte legume cu frunze verzi oferă o gamă largă de vitamine și minerale, esențiale pentru o sănătate optimă. Produsele lactate, cum ar fi iaurtul și laptele au un conținut scăzut de grăsimi, furnizează calciu și proteinele necesare pentru menținerea densității osoase și a masei musculare. Este important să menționăm că pe lângă alimentație, un stil de viață activ, somnul de calitate și evitarea stresului excesiv joacă un rol crucial în menținerea nivelului optim de hormon de creștere uman în organism. Prin adoptarea unei diete echilibrate bogate în aceste alimente benefice și prin integrarea obiceiurilor sănătoase în viața de zi cu zi, putem contribui la Încetinirea procesului de îmbătrânire și la menținerea unei stări de sănătate optim pe termen lung, relatează sărbătorii alături de tine .ro.